Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În ultimele săptămâni l-am tot auzit pe premierul Marcel Ciolacu tunând și fulgerând împotriva companiilor private care ascund profitul, fac optimizare fiscală, în general profită de bunătatea statului român ca să-și crească afacerile pe spinarea contributorilor cinstiți, a oamenilor muncitori din țara asta, care sigur votează PSD, se subînțelege, și care trebuie să susțină acești rechini, nu? Niște capitaliști veroși, nenorociți. Așa, cam ăsta a fost mesajul pe care l-a dat domnul Ciolacu. În România sunt cam 1 milion de firme active, mai mici sau mai mari. Nu toate sunt cu plățile taxelor și contribuțiilor la zi, dar aproximativ 1700 dintre acestea acumulează aproape toată datoria totală de 20 de miliarde de lei către stat. Adică aceste 1700 au de dat 20 de miliarde de lei sume restante. Taxe pe muncă, pe afaceri, pe ce mai au ele de stat, de plătit. Dar știți ce este foarte interesant? Că 6 companii din acestea 1700 acumulează, adună jumătate din datoria totală, adică 10 din 20 de miliarde. Deci 1700 de firme masomeno sau de plătit 20 de miliarde către stat, 6 dintre ele au de dat jumătate, 10 miliarde. Și te gândești, bă, cine ar fi astea 6? Sunt 6 particulari, cumva? Da, păi trebuie să fie, nu? Așa s-ar înțelege. Trebuie să fie 6 capitaliști veroși, nenorociți, care fac tot ce pot să facă să înșele statul român. Trebuie băgați la pușcărie, în lagăre cu ei. Niște capitaliști veroși, nenorociți. De aici toate relele. 6 companii de stat din România acumulează jumătate din datoria totală a firmelor către statul român. Deci, cele 6 sunt de stat, sunt ale statului. 6 sunt norocoase. Da. Cine sunt aceste firme norocoase? Pe locul întâi, Compania Națională a Huilei, CNH. 5,2 miliarde de lei de plată. Peste 1 miliard de euro. Sume restante. Practic nu o să mai vedem niciodată. Dar să dăm lista, nu? CFR Marfă, 2,2 miliarde de lei datorie, din care cea mai mare parte acumulată doar în ultimii 2 ani, de când avem guvernul PSD-PNL. Complexul energetic Hunedoara, 1,75 de miliarde de lei datorie. Societatea Națională a Căilor Ferate, CFR-ul nostru vechi, 1,3 miliarde de lei datorie. Societatea Națională a Cărbunelui, 418 milioane de lei restanțe. Și pe locul 6, ultima pe listă, cu voia dumneavoastră, Tarom, 77 de milioane de lei datorii către stat. Dacă 77 de, de milioane de cetățeni ar da câte un leu... Băi, da. S-ar rezolva problema la Tarom. Dar companiile de stat nu produc doar pierderi, așa cum credem noi. Și cum suntem noi răi și încercăm să susținem, pentru mulți, pentru foarte multe persoane bine înșurubate, companiile de stat produc și venituri foarte mari. Statul român deține 1300 de companii, cam 1300, puțin mai mult. Fiecare dintre acestea are câte un consiliu de administrație, cu câte 7 membri. Mulți dintre aceștia sunt numiți politic de partidele aflate la putere. Directorii din aceste companii de stat au salarii de mii sau zeci de mii de lei lunar. Fiecare din acești directori angajează la rândul său, tot din bani de la stat, de fapt, consilieri, secretare, șofer și așa mai departe. O investigație a publicației de fapt.ro arată că sunt 171 de companii de stat la nivel central, 1139 de companii locale, care sunt tot ale statului. Directorii și directorii adjuncți ai acestor companii au câte 2 consilieri de obicei, care câștigă medie brut lunar 7000 de lei. În consiliile de administrație ale acestor companii sunt minimum 7 persoane, care primesc circa 3000 de lei pe lună fiecare. Directorii generali iau câte 25000 de lei pe lună brut. Asta este componenta fixă. Au și componente variabile în funcție de rezultate. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai rezultate bune, iei prime. Bonusuri și așa mai departe. Dacă n-ai rezultate și ești pe pierdere și ești la stat, trebuie să te mulțumești cu 25000 de lei brut. Plus sporul de condiții vătămătoare de lucru când folosește iPhone ultima generație. Presupun că radiază ecran. Statul promite să intervină. Ar urma să fie redus numărul de membri din aceste consilii de administrație. Ar urma să fie redus numărul de consilieri ai directorilor. Ar trebui să se plafoneze și salariile șefilor.
și se estimează economii de aproape 1 miliard de lei în 2024, începând din 2024, dacă se vor aplica aceste măsuri. Și noi nu putem să spunem decât, hai, Doamne ajută, că altceva nu cred că ne-a mai rămas. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.